Dragi prieteni, uitați-vă la unghiile voastre. De ce au pete albe la bază? V-ați întrebat vreodată ce legătură au cu sănătatea și ce indică schimbările în aspectul lor? Astăzi vom vorbi despre această legătură neobișnuită și despre simptomele îngrijorătoare care, dacă sunt observate, necesită asistență medicală urgentă. De ce unghiile au pete albe? Când își schimbă aspectul? Când sunt periculoase astfel de modificări? Răspunsul la toate aceste întrebări îl veți afla în videoclipul de astăzi, dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! De ce au unghiile pete albe? Petele albe, sau așa cum sunt denumite științific lunule, sunt o caracteristică fiziologică normală a unghiilor sănătoase. Lunulele sunt zone semilunare de la baza unghiei care par mai strălucitoare în comparație cu restul unghiei. Lunulele de pe unghii se formează datorită caracteristicilor structurii plăcii unghiale și creșterii acesteia. Ele sunt rezultatul interacțiunii dintre matricea unghiei aflată sub ele în apropierea bazei acesteia și materialul plăcii unghiei, care constă în principal din keratina. La unele persoane, lunulele pot fi vizibile în mod proeminent, în timp ce la altele sunt mai puțin vizibile sau chiar aproape absente. Prieteni, observarea unghiilor noastre poate dezvălui multe despre sănătatea noastră. Acest lucru este deosebit de important, mai ales pentru persoanele în vârstă, deoarece bolile se pot strecura neobservat. Arată-le videoclipul celor dragi pentru ca aceștia să poată recunoaște la timp problemele care se apropie. Cum sunt legate lunulele de sănătate? Există numeroase teorii care leagă apariția lunulelor unghiilor de sănătatea organelor interne. 1. Lunula de la degetul mare reflectă sănătatea plămânilor și a creierului. La fumătorii cronici, ea devine palidă sau dispare complet. Absența lunulei de pe acest deget poate indica de asemenea dezvoltarea unei tulburări mentale periculoase, cum ar fi schizofrenia. Dispariția lunulei de pe degetul arătător este adesea asociată cu probleme ale colonului, ficatului, pancreasului, precum și cu boli ale organelor ORL. Starea lunulei de pe degetul mijlociu este legată de sistemul cardiovascular. Dispariția lunulei poate indica apariția distoniei vegetovasculare, a funcțiilor tensiunii arteriale și a tulburărilor de ritm cardiac. Acesta este un semnal important care necesită o examinare vasculară. O lunulă mai puțin vizibilă pe degetul inelar poate indica probleme cu sistemul endocrin și limfatic. Dispariția ei poate fi asociată cu tulburări metabolice. Dispariția completă a lunulelor de pe unghii încep de obicei cu degetul mic. Acest lucru poate indica starea intestinului subțire, în special lentoarea acestuia. Când își schimbă aspectul? Lunulele de pe unghii își pot schimba aspectul sau pot dispărea nu numai din cauza bolilor organelor interne. Loviturile puternice, rănile sau traumatismele plăcii unghiale pot duce la modificări ale aspectului lunulelor. De exemplu, în cazul unor leziuni grave ale unghiilor, lunula poate fi complet distrusă și poate dispărea temporar. Unele boli pot provoca modificări ale lunulelor de pe unghii, de exemplu psoriazisul, eczema, infecțiile fungice ale unghiilor sau artrita psoriazică pot duce la modificări ale aspectului lunulelor. O deficiență de zinc sau de proteine în organism afectează aspectul lunulelor. Acestea pot deveni mai puțin vizibile sau pot dispărea. Anemia sau lipsă de oxigen în organism poate duce la paloarea lunulelor de pe unghii. Utilizarea anumitor medicamente poate duce de asemenea la modificări ale unghiilor, inclusiv la culoarea lunulelor. Când sunt periculoase astfel de modificări? Dispariția lunulelor este fără îndoială un simptom îngrijorător. Din cele menționate, este clar că astfel de modificări pot indica boli grave de inimă, vasculare sau cerebrale, sau o deficiență de vitamine și minerale. În toate aceste cazuri, este recomandabil să consultați un medic. Acordați atenție nu numai dispariției lunulelor, ci și schimbărilor de culoare a acestora. O lunulă ușor gălbuie indică probleme cu ficatul, în timp ce o lunulă galbenă strălucitoare indică o disfuncție cerebrală. O lunulă albăstruie este un indicator al scăderii funcției cardiace, iar petele albe de pe lunule reflectă o deficiență de zinc în organism. În cazul în care lunulele devin distorsionate, inegale sau deteriorate, cu apariția de pete și dungi albe, aceasta poate fi asociată cu boli ale unghiilor, leziuni sau infecții. De exemplu, o infecție fungică a unghiilor poate provoca modificări ale lunulelor. Acesta este modul în care corpul nostru semnalează apariția unor amenințări și necesitatea unui diagnostic
înainte de apariția simptomelor acute ale bolii. Dar nu este cazul să vă panicați. Dacă observați modificări ale lunulelor de pe unghii, luați în considerare dacă ați avut vreo leziune recentă la acea parte a unghiei. Se poate datora unor leziuni mecanice. Ați observat o legătură între starea lunulelor și modificările în funcționarea organelor interne? Scrieți-ne în comentarii! Iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!